Bun găsit, dragi prieteni, continuăm discuția noastră cu Jean Maurer, fiul fostului premier comunist Ion Gheorghe Maurer. Vă mulțumesc pentru prezență. Despre tinereța tatălui dumneavoastră vreau să vorbim astăzi, despre trecutul ilegalist, despre începuturile comuniste și cum a aderat la cauza marxistă până la urmă, cum i-a apărat pe comuniști în procesele din anii 30, relația cu Gheorghe Udej, lunile de închisoare, trimiterea pe front, pentru a înțelege până la urmă, totodată, contextul istoric în care s-au întâmplat toate aceste lucruri și ascensiunea comunismului în România pe mai departe. Da. Să începem. Ce vă povestea tatăl dumneavoastră? Care erau lucrurile din tinerețea domniei sale la care se întorcea recurent cu poveștirile? Păi să aduc puțin aminte că tatăl meu s-a născut în 1902 ca fiul unei familii de profesori. Mm-hmm. Maică-sa profesoară de franceză, taică sub bunicul meu, tot profesor, director la școala Buftea de pe lângă București, profesor de franceză și de germană. Fratele lui taică meu, Michel Maurer, amândoi au avut nume franțuzești, așa au fost trecut și în buletin. Taică-mi era Jean-Georges, cu Jean-Jean și Georges, cum se scrie în franceză, Maurer, și celălalt frate, născut în 1904, Michel Maurer. Dar cum vă explicați că tatăl dumneavoastră, numele acestuia n-a fost românizat și formal în acte, că chiar și în 89, când s-a întocmit 90 dosarul de pensie, de pensionare, da. În buletin avea numele franțuzit. Cum de-a fost posibil? Pentru că nu a ținut, nu a vrut să-și schimbe buletinul. Uh-huh. Asta a fost pe certificat de naștere, era Jean-Georges. Da, bun. Și atunci mulți erau din, da. Cei din care au construit mișcarea comunistă în România pe certificate diverse nume, de diverse rusești, nume, da. Rusești au fost românizate, sau evreiești, exact. Trebuie să spunem, adică, da. Nu era o opțiune pentru unii, pentru tatăl noastră a fost. Da, a fost și nu a vrut. Deci a vrut să rămână cu numele care l-a avut când s-a născut. Cei doi frați urmează cariere academice. Taică meu un an de zile sau doi ani de zile. Dar înainte să ajungem la academie, trebuie spus că taică meu a fost, și asta a fost un lucru important, care după aia a jucat un anumit rol în al doilea război mondial, el a făcut liceul militar în Craiova. Da. Bun, urmează frații cariere academice, Michel face medicină, taică meu face un an de zile sau un an și ceva Politehnica în București, după care face dreptul, îl găsim în 1925 în Paris, cu un doctorat dat în drept, doctor docent. Ulterior îl găsim pe taică-meu în anii 35-34 în Sighișoara ca asistent de judecător, bun prieten, chiar mentorul lui, Nede Cocea. Personaj care va juca un rol deosebit. Care va juca un rol absolut deosebit în viața tatălui meu, pentru că, mă rog, Nede Cocea era cu 20 de ani mai în vârstă decât taică meu, era un marxist recunoscut, era un avocat pledant, au și pledat împreună în procesele din 35-37 la Grivița sau, mă rog, procesul de la Grivița și cel de la Craiova, unde e apărată și Ana Paucăr la vremea respectivă. Da. De Nede Cocea și de taică meu. Ce reținea tatăl dumneavoastră despre Ana Paucăr? Bun, era... A povestit vreodată? Că da, eu am văzut povestit... diverse portrete ale ei făcute, ba de Gheorghe Udej, că s-au și intersectat.
câteva luni de detenție. S-au interceptat, sigur, i-a fost și atunci erau comasa de bărbați. I-a fost și în guvern, în guvernul român. Nu, vorbeam de perioada de detenție, da, după aia, da, evident, a fost vicepremier, primul primul vicepremier, da. Nu, taică-miu nu avea absolut nicio părere, deci vreo părere deosebită să spună că era o femeie strălucită sau, sau extraordinar de, de inteligentă. Deși avea o anvergură intelectuală. Avea o anvergură intelectuală, dușmanii politici. Certamente, da. Dar ea mai mult ce mi-a spus este că ea a fost amanta lui Beria. Asta este cea... A temutului Beria. Da, amanta, da, temutului Beria. Și că datorită acestei, să zicem, acestei relații a venit în, a venit în România pentru a fi pusă în funcții, în funcții de conducere ale partidului. Lucru la care taică-miu s-a opus. De altfel, da, s-a opus și de altfel a vorbit în perioada aceea și cu Stalin și a explicat că Ana Paucăr, mă rog, n-are nimic, cum să spun, împotriva ei personal, dar trebuie ținut cont de faptul că este femeie, iar civilizația română, balcanică, este o civilizație care nu pune pe primul loc femeia. Bun, dar comunismul asta propovăduia până la urmă egalitate. Da, dar erau totuși conștienți și realizau că ei aveau nevoie de, de simpatizanți, aveau nevoie de adepți, nu aveau nevoie să sperie oamenii de la bun început și să, și să pună o femeie care nu are nicio, cum să spun, care nu are nicio reprezentare ca, ca forță într-o civilizație balcanică. Știți cum era cu bancul ăla, că bulgarii sau albanezii își trimiteau femeile pe câmp înaintea lor. Și întrebați fiind, da, de ce? Păi ce, pentru că câmpul a fost minat. Deci săreau primele în aer. Deci România nu ar fi avut, sau Partidul Comunist nu ar fi avut o creștere de popularitate dacă punea în fruntea partidului o femeie. Unu, doi, antisemitismul român era destul de accentuat. Asta cu origine evreiești, da. Da, cu originele evreiești. Încă o dată, bune sau rele, astea au fost timpurile. Și nu poți să te pui împotriva, împotriva unui anumit curent sau anumitei opinii publice. Deci, astea două sunt argumente, deci era femeie și era de origine evreiască, erau argumente care ar fi scăzut popularitatea Partidului Comunist. Și Stalin a percutat la mesajul și a spus ok și a retras-o. Bun, se pare că după aia a fost și judecată sau, mă rog, a făcut niște... Nu mai știu detalii. Păi asta e, căderea ei în disgrație era interesantă, dar nu mi-a povestit absolut nimic, pentru că nici nu interesa, de fapt, subiectul Ana Paucăr la vremea respectivă. Revenind la perioada formării lui taică-miu ca marxist, în primul rând ca marxist, pentru că toată viața lui mi-a repetat... Nu, dar rămăsesem cu discuția la procesul de la Craiova, care mi se pare interesant. Cum a ajuns tatăl dumneavoastră cu ajutorul lui Nedecocea. Da. Să ia apere pe cei câți erau? Șapte? Cât? Șapte, dacă țin minte, da. Mi se pare că a fost și Ana Paucăr, parcă am mai spus-o. Nu știu când a fost, pentru că l-a apărat și pe Dej la un moment dat. Nu știu dacă a fost 35. Dar revenind la povestea cu marxismul și cu filozofia marxistă, dacă mi s-a întâlnit pentru prima dată la Paris, în cercurile de români care existau la vremea respectivă, sau cei care ulterior, mă rog, reveniseră în România, dar trăiseră la Paris, Mihai Ralea sau Sadoveanu, care și el a fost la Paris o anumită perioadă de timp, toți marxiști. Știți cum? E o diferență între comunism și marxism. Cu siguranță. Și taică-miu a făcut această distinție încă de la bun început. Dar formarea marxistă a lui taică-miu începe, practic, formarea serioasă a marxismului începe în perioada Sighișoara, când devenise un discipol al lui Nedecocea. Doar pentru a reaminti câteva episoade scurte sau backflash-uri, nu, cum se zice, Nedecocea a fost, deci, avocat, publicist de renume, fondator de reviste importante în România, asociat cu Mișcarea Socialistă din România și francmason.
De altfel, francmason era și Mihail Ralea, bun prieten, bun prieten cu taică meu. De altfel, eu am avut și o relație de prietenie cu Catinca Ralea, fiica dânsului, și tot în același grup de intelectuali și de, să zicem așa, de progresiști, se afla și Mihail Sadoveanu, de la, și coleg de vânătoare cu taică meu, care la un moment dat i-a făcut și a făcut cadou chiar și o pușcă foarte scumpă. Pușca care a ajuns la un mare tenismen. Bun. Dacă toată lumea era mason, dacă în toată grupul acela, da, ați putem să deducem logic faptul că și tatăl dumneavoastră, da, putem să deducem logic. V-a povestit vreodată despre mișcarea masonică? Da, mi-a povestit, avea o grămadă de informații. Eu am pus-o exclusiv la vremea respectivă pe faptul că era un tip cultivat și citit, dar ulterior, când, mă rog, am mai citit și o puțină istorie și am mai văzut care au fost relațiile de prietenie ale vremii respective sau ale vremurilor respective, am spus cu certitudine, există suspiciuni rezonabile, nu cum să folosește acum termenul, că taică-miu a cochetat sau chiar a fost membru mason, însă fără să fie activ. Dar cum definea el societatea asta secretă din acea perioadă, mai ales că gravita în zona asta de mișcare socialistă? Masoneria în România, și mi-a spus-o și taică-miu, masoneria în România a avut un rol foarte progresist, foarte, foarte uman. De altfel, în timpul celui al doilea război mondial, societățile masonice, alea serioase, mari, de altfel erau alea mari serioase pe vremea respectivă. Astăzi sunt multe loje micuțe și business-urile aproape pe persoană fizică. Pe persoană fizică nu mai este ce a fost înainte. Dar mă rog, era Loja Orientului, era Steaua Nordului, în sfârșit erau... Nu e niciun secret pentru nimeni că masonii au jucat un rol important în întregirea națională, în toate momentele istorice importante, da, sigur, UZA și așa mai departe, le știm și formarea statului român ulterior, dar masoneria a jucat un rol foarte important în cel de-al război mondial prin acțiunile de ajutare a populației evreiești, a evreilor, care au fost sute de mii salvați de masoneria română, au reușit să emigreze și să scape, mă rog, de... și de o societate ușor ostilă, dar și de o politică a lui Carol al II-lea sau, mă rog, al monarhiei din acea vreme. Deci, taică-miu a fost marxist, mason, probabil, cu certitudine. Nu v-a declarat asta niciodată? Niciodată nu mi-a declarat că a fost mason, de altfel, până în 40 și... Dar inițierea noastră nu s-a încercat? Poftiți? Inițierea noastră nu s-a încercat? Nu. N-a încercat-o nimeni. Bine, oricum, nu mai cadra cu comunismul de rit nou al lui Ceaușescu după aia. Asta este categoric și înainte de Ceaușescu eram prea tânăr, gândiți-vă, în 68. Corect, da. În 68 eu aveam 18 ani și mă țineam de fusta fetelor, nu de, da, nici de masonerie. Nu de robele masonice. De robele masonice, exact. După aia am devenit prea bătrân, am plecat și în Germania. Cine să mă mai prindă? Ei, ce pot să spun este că taica mi-a avut efectiv și mi-a povestit, o stimă și un respect deosebit față de Nedecocea. Era practic seară de seară să organizau discuții ca între băieți, mă rog, sigur, mâncau împreună, mai beau un șpriț împreună. Maica mea chiar, relația fiind atât de apropiată, că la un moment dat maica mea mi-a și spus, zice, păi prima nevastă a lui taicătu a fost una mustăcioasă care i-a pasat o Nedecocea. Zic, cum adică o mustăcioasă? Nedecocea avea o amantă care o chema Lucreția. Într-adevăr, Lucreția, de aici se potrivește și cu istoria care este scrisă prin Wikipedia despre taică-miu, că a fost de două ori căsătorit, așa este, cu o doamnă Lucreția, nu mai știu numele final de familie, și mustăcioasă, mă rog, asta era caracterizarea mamei mele, pentru că gelozia funcționa, nu? Și care era și mai bătrână decât taică meu, pentru că avea vreo 10 ani, era mai în vârstă decât tatăl meu, vreo 10 ani mai tânără decât Nedecocea, și care îi strica ploile în familie. Nedecocea, având două fete superbe, pe Dina Cocea, mare artistă a României, și Tanții Cocea, și artistă, dar mai puțin renumită, mai puțin cunoscută,
ulterior devenită prietena, să zicem, amanta lui Gheorghe Gheorghe Udeș. Deci, vedeți cum să leagă toate lucrurile astea, nu? Nede Cocea, mentorul tatălui meu, francmasonerie, două fete, tanții Cocea, Gheorghe Gheorghe Udeș, taică-miu care îl scoate din pușcărie, care de fapt nu l-a scos din pușcărie. A, vorbim și despre acest episod, dar dacă suntem totuși la ațele acestea personale, aproape intime, să o vedem și pe mama dumneavoastră, că a tot fost în povestirile dumneavoastră, e un personaj... aproape central pe lângă tatăl dumneavoastră, da, în povestirile dumneavoastră. Iată-o pe mama dumneavoastră, una dintre puținele poze care v-a mai rămas din nefericire. Da, trebuie să mai găsesc, mai sunt câteva. Nu pot să spun decât că era foarte frumoasă, era considerată așa o frumusețe al Bucureștiului, a protipendadei, da, din vremea respectivă. Da. Taică mi-a cunoscut-o pe maică mea pe terenul de tenis. Deci dacă maică mi-a jucat tenis, ceea ce bănuiesc că doar și Ceaușescu n-a jucat tenis în perioada aia și nici ulterior, înseamnă tenisul fiind un sport alb, un sport sigur nobil, da? Ulterior a devenit foarte industrial, dar atunci era un sport nobil. Dar pe care și l-a însușit tovarășa la un moment dat. Tovarășa n-a jucat tenis niciodată. N-a jucat? Nu, niciodată. Parcă rețineam niște poze cu domnia sa pe terenul de tenis. Da, nu știu, poate erau de propagandă. Eu știu foarte sigur că nu a ținut o rachetă în mână niciodată. Așa mi-amintesc, este nu, să da. Poate am reținut altceva. Și dacă maică mi-a jucat tenis, înseamnă că se învârtea într-o anumită lume bună a Bucureștiului, ținând cont că ea a venit din, mă rog, taică mi-o făcea un fel de glumea pe seama ei, că a venit de la Pițigaia. Uh-huh. Pițigaia este o localitate, un sat uitat de Dumnezeu, pe lângă Moreni. Dar ea făcea parte dintr-o familie de... Vorbind acum despre maică mea, nu? Da, da, da. Dintr-o familie de muncitori, petroliști, experți în petrol, care au lucrat la Astra Română, compania americană, foarte mulți ani în Africa. Deci, dumneavoastră, spuneți că... Ne-ați povestit relația cu Africa, a familiei din... partea mamei dumneavoastră, dar deci spunem așa, putem să spunem foarte clar că da, n-am găsit, probabil că a fost o rătăcire de memorie fotografică, reținusem altceva. Putem să spunem că primele contacte ale tatălui dumneavoastră cu Gheorghe Udeș, cu conducătorul comunist, au fost intermediate de Cocea. Și așa s-a construit în baza relației avocat-client, să-i spunem așa. În felul ăsta, bine, l-a cunoscut și în... Ulterior. Și, ulterior l-a cunoscut și la Târgu Jiu. Da. Pentru că a fost deținut. Câteva luni au făcut pușcărie împreună. Au făcut pușcărie împreună. Taică mi-a fost arestat pentru activități, mă rog, ilegale. Încă o dată vreau să amintesc că taică mi nu era membru de partid în vremea respectivă. Cu toate că cocheta cu mișcarea comunistă, el venea din zona, să zicem, al filozofiei marxiste. S-a plecat către comunism, comunismul fiind cel mai apropiat de această filozofie. El nu s-a apropiat ca un luptător... un practician. Sau un practician comunist, un luptător comunist către această mișcare care începuse să nască în România cu anumită timiditate. Ea a venit în forță după aia când au venit rușii și au ocupat România, respectiv, mă rog, București. Dar se poate spune, într-adevăr, că Nede Cocea a fost un catalizator, a închegat în ce vă spunea tatăl dumneavoastră despre Deși? Îl privea tot timpul în comparație cu Ceaușescu, pe care ajunsese să-l disprețuiască? Deși, taică mi-a avut față de Deși o stimă deosebită. A spus că era un tip corect, cu toate că mâinile lui Deși erau mânjite cu sânge. Să ne amintim procesul lui Pătrășcanu, al lui Foriș, adică erau vremuri mult mai sângeroase decât ulterior vremurile lui Ceaușescu, care, mă rog, taică mi-a și spus la un moment dat lui Ceaușescu, ai grijă un singur lucru să nu faci, să nu-ți pătezi mâinile cu sânge. Asta este un sfat foarte important al epocii respective, de altfel în 64,
65-64, pușcăriile, sau mă rog, cei care erau în pușcării politice, au fost eliberați. E, acolo a funcționat și altceva, că voia să obțină clauza națiunii, să voia deschiderea spre Occident. Clauza națiunii a fost mult mai târziu. Mult mai târziu, dar se construia pe ideea asta de dividență față de Moscova, da, și de deschidere față de Occident. Adică... Asta era clar. Asta, da, era clar. Bun. Față de deși... Da, totuși, a sfârșit cu sânge Ceaușescu. Ca ironie a sfatului, ca ironie a sorții, a sfârșit cu sânge, dar dacă vreți să deschidem o paranteză scurtă a anilor 89, Ceaușescu a sfârșit împușcat de o echipă, cum să-i spunem, o echipă de oameni care au înșenat o lovitură de stat. Pentru mine asta este un lucru categoric. Am mai spus-o, da? Care a fost sprijinită de o serie întreagă de servicii străine, inclusiv de serviciile românești. Securitatea n-a participat la, cum să spun, s-a retras sau știți, țineți minte. Depinde. Da, parțial s-a retras, armele au fost toți securiștii, da, depuse la rastel. Da, întorcându-ne totuși la asta, la nuanța dumneavoastră, cum că Gheorghiu deja avea mâinile pătate de sânge și așa este. Tatăl dumneavoastră era conștient de lucrul ăsta. Era conștient de lucrul ăsta, deci știa că taică-miu este absolut împotriva, mă rog, crimelor politice. Uh-huh. Pe de-o parte nu avea deci ce să facă, mi-a povestit taică-miu, pentru că Foriș și cu... De fapt, Pătrășcanu vizau funcția supremă în partid, deci era o competiție față de Deș. Uh-huh. Deci vrea să scape de oponenți și de competitori. Și atunci, mă rog, am marșat pe o scenare de proces cu Nelu Zilberman, care, mă rog, a depus mărturie falsă și așa mai departe. În perioada respectivă, taică mi-a fost îndepărtat din anturajul Deș. A fost trimis pe teren, cu acțiuni politice, și nu a participat, nu a fost de față și întorcându-se a aflat ulterior că, mă rog, oamenii au fost condamnați și executați. Nu se putea crea un conflict pe subiectul ăsta, pentru că, deși îl aprecia pe taică-miu foarte mult, mm-hmm, avea nevoie de el, de expertiza lui, de intelectual și de om... de om de stânga, de filozof marxist, avea nevoie de un sfat pertinent. Taică-miu îl respecta, deci pentru că era un, să zicem așa, era un muncitor, un ceferist, cu anumită deschidere, cu anumită totuși cu anumită onestitate, nu era un țărănoi, ca să folosesc un termen, mă rog, poate nu se potrivește prea bine. Deci era un om în care te puteai baza, se putea construi ceva. Pentru taică-miu era foarte important ca să se construiască ceva pentru România. Și au început încă din perioada lui Deș, s-au construit multe lucruri și s-au realizat multe lucruri. Cea mai importantă realizare a fost anul 58, când trupele sovietice au plecat, au fost convinși rușii să-și retragă trupele din România. Uh-huh. Asta a fost cea mai mare realizare. Deci nu mai aveam trupe de ocupație față de astăzi, unde suntem ocupați până în vârful... Când cu trupe, când fără trupe. Da, nu e important cu trupe. Cu trupe sau fără trupe nu e același lucru. Da, corect. Da, zic eu. Acum știți cum e, suntem în niște parteneriate, slavă Domnului că nu mai suntem în partea de est, e bine. Suntem pe partea altă, sigur. În partea de vest. Bun, să vedem acum... Nu cred că e neapărat mai rău. Da, nu, poate nu e mai rău. Nu știm cum se termină, că dacă se termină cum s-a terminat al doilea război, iarăși întoarcem armele, nu? Că plecăm contra rușilor și ne întoarcem cu ei. Doamne ferește. Doamne ferește. Da. Dar nu poți să știi, lucrurile sunt, vorbim de zile de astăzi, lucrurile, da, sunt foarte deschise. Cât privește colaborarea cu Dej, ca om, cum îl vedea? În regulă, un om, deci stai că mi l-a apreciat pe Dej în mod deosebit, mai mult decât pe Ceaușescu. Uh-huh. Asta este cert,
pentru că cu Ceaușescu intrase în conflicte destul de rapid după ce l-a susținut. L-a susținut pentru motive foarte precise, foarte punctuale, și foarte, foarte punctuale, dar după aia Ceaușescu s-a independentizat, un cuvânt, a devenit independent, nu? A devenit destul de megaloman, destul de egocentrist, ca să spunem așa, mă rog, cultul personalității, știm ce s-a întâmplat și nu s-a mai putut discuta cu el. Povestiți-ne episodul evadării lui Dej și a ajutorului care n-a mai venit din partea tatălui noastră, că e o întreagă legendă care s-a... Da, este o legendă. Inițial, după ce s-a întors taică-miu de pe front, pentru că după ce a ieșit din pușcărie, condiția ca să iasă din pușcărie în anii 4, începutul 43-44, a fost să preia conducerea, fiind militar de carieră totuși, făcând liceu militar, să conducă un pluton, o companie de militari pe frontul rusesc. Și s-a dat în subordine o companie, el chiar așa o și numea, de viețași. Uh-huh. Deci toți erau pușcăriași care au fost înrolați în armată și taică mi-a fost capitanul, comandantul lor. Mă rog, au luptat pe front, au ajuns până la Cotul Donului, au dezertat, frontul oricum se clătina, au ajuns cu trenul care cum au putut în România, mă rog, s-au despărțit, taică-mi la București și ajungem în 44 când s-a pus problema eliberării lui Dej din pușcărie. Bodnăraș, Gheorghe Bodnăraș, care era militar de carieră și cu antecedente rusești, mă rog, își făcuse, era considerat și agent NKVD la vremea respectivă. Cred că și era, dar nu a făcut uz și nu a făcut presiune, mai ales că Bodnăraș l-a susținut pe taică-miu în alegerea lui Ceaușescu, care era naționalist și patriot. Mă rog, sau așa, asta era reputația lui, de altfel reputația lui... În opoziție cu să zicem, cu sarcinile lui de pălinie de NKVD. Deci aici lucrurile sunt destul de amestecate. Poate că asta era și misiunea, să rămână lângă Ceaușescu. S-ar fi putut, da. În orice caz, Bodnăraș l-a susținut pe taică-miu bun și se pune problema la un moment dat ca Dej să fie scos din pușcărie, care nu se putea întâmpla decât cu o evadare. Da. Bodnăraș a primit sarcina de a organiza această evadare, el a organizat-o militar, a format un pluton de comando, o forță de comando, bine înarmată, care urma să atace Târgoviște și să-l scoată pe Dej din pușcărie. Taică-miu s-a opus masiv, a spus, nu are niciun rost, suntem, frontul se întoarce, rușii intră oricum, este mult mai simplu să convingem directorul sau, mă rog, direcțiunea, directorul penitenciarului să-l lase pe Dej afară, să-l scoatem afară din pușcărie. De altfel, se pare, fără, taică-miu nu mi-a spus-o, dar se pare că avea o relație chiar personală cu directorul din acea vreme al închisorii Târgu Jiu. Bun, taică-miu face o vizită la Târgu Jiu, vorbește cu directorul, cad de acord ca Dej să fie lăsat să iasă din pușcărie pe o ușă laterală a curții, care urma să rămână deschisă, paza să fie diminuată sau să nu fie pază deloc, adică să nu fie deranjat când iese pe poartă din pușcărie. Mi-a povestit că, să zicem, recompensa ulterioară față de directorul pușcăriei urma să vină, pentru că urma să schimbe regimul, urma să schimbe, să vină alții la putere și ăia de la putere ar fi recunoscut. Bun, lucrurile mergeau într-o direcție pe într-o care toată lumea da, o vedea, adică nu mai era niciun mister. Vedea și, da, nici nu a fost, da, nici nu a fost nevoie de multă putere de convingere, directorul a spus da, ok, și taică-miu urma să, la o zi anume, să îl ia cu mașina plecând din București și să-l aducă la București. Problema a fost că a primit o sumă de bani și a cumpărat o mașină, nu știu dacă am spus, un Packard vechi,
a avut 7 pene pe drum, n-a mai putut să mai ajungă în ziua respectivă, a ajuns cu 2 zile în Târgu Jiu, deja planul se dăduse peste cap, deja a ieșit foarte bine la ziua respectivă, la ora respectivă, l-a așteptat în cimitir pe taică-meu, care n-a mai venit și n-a avut celular să-i spună, vezi că nu pot să vin, că am rămas pe drum și nu mai merge mașina, pentru care a intrat în funcțiune planul B și s-a dus la o casă conspirativă, la un preot, la un părinte, popă, care urma să devină mitropolitul Bisericii Ortodoxe, Iustinian Marina. S-au întâlnit acolo, l-a luat de acolo cu mașina reparată, în sfârșit că i-au venit, s-a dus în primul sat, a dat telefon, a dus un cauciuc, a venit cauciucul, o răpciucă de cauciuc, a explodat iar, în sfârșit, deci a fost o întreagă aventură și l-a dus la București. Deci asta a fost marea evadare a Rudeș? Marea evadare a Rudeș a fost că a ieșit singur pe poarta pușcăriei, a așteptat de pomană să vină taică-miu. S-a plimbat până în cimitir până a obosit, a văzut că nu mai vine, a plecat la casa conspirativă și după aceea taică-miu l-a recuperat, l-a dus în București. Povești din închisoare, din lunile de detenție petrecute împreună cu Gheorghiu Udej și cu alții, v-a spus? Nu. Au fost clipe grele? Înțeleg că la Târgu Jiu lucrurile au fost destul de relaxate. Destul de relaxate. Se apropia momentul... Da. Nu mi-a povestit. Sigur, nu era o bucurie, dar nu mi-a povestit nimic ca fiind ceva spectaculos. Cruzime, bătăi, cum au fost după aceea în perioada... Înțeleg că nici n-a fost în sensul ăsta, cel puțin perioada asta de detenție. Da. Jandarmii erau destul de ok. Sunt nu, nenorocirile în pușcările comunii au fost alea din... Da. În perioada bolșevică, anii 50, nu, când torționari, Vișinescu și ăștia care tăvăleau... Da. Era conștient tatăl dumneavoastră de acele lucruri? Da. Da? Da. Era conștient, i-a spus-o și Rudeș, asta mi-a povestit și mi-a spus, da, sunt împotriva guvernului, sunt împotriva guvernului, sunt împotriva partidului, sunt împotriva... Antirevoluționare. Da, antirevoluționare, elemente, legionare și așa mai departe. Erau niște scuze facile, toți erau legionari. Da, toți erau legionari, toți erau împotriva colectivizării, toți erau împotriva... Deci atunci s-au întâmplat marile crime ale sistemului... L-a apăsat vreodată treaba asta? Da. Da? Faptul că a tăcut, și-a dat cu părerea sau practic ca acțiune nu avea ce să fac. Da, vedeți, eu nu vreau să fac un proces de intenție nimănui, cu atât mai puțin tatălui dumneavoastră sau dumneavoastră, eu apreciez dialogul sincer pe care îl avem și așa mai departe. Dar dincolo de anvergura intelectuală fără să poată fi atacată de cineva, dincolo de anvergura politică, dincolo de dimensiunea politică a tatălui noastră, a fost și pactul ăsta cu diavolul permanent. A fost. A fost și taică mi-a recunoscut-o, nu putea să o recunoască public. Da. După revoluție. Adică a tăcut când putea să vorbească, a preferat să se revolte în casă când putea să revolte la o tribună, a încercat să îndrepte lucrurile atât cât se puteau îndrepta. Da. Cu oamenii care erau, într-un fel, dictatori. Că și deja a fost dictator și Ceaușescu a fost dictator. Sigur că poți să te duci ca ministru sau ca prieten al lui Deș și din funcția de ministru, că la vremea respectivă era ministru, de-abia după ce a murit Deș a devenit prim-ministru taică-miu, nu? Da, aveau raporturi personale ceva mai accentuate decât erau cele cu familia Ceaușescu, când spuneați că erau destul de distante. Nu vizitați familia Ceaușescu. Cu Deș a avut relații mai personale. Adică? Și s-au vizitat de mai multe ori privat. Eram prea mic ca să știu și taică-miu nu mi-a povestit de câte ori a venit Deș la taică-miu, dar știu că de multe ori se ducea taică-miu la Deș. Maică-mea era care era, mă rog, să zicem așa, canalul de legătură între familia Deș. Era foarte bună prietenă cu tanții, care era și cu fata lui Deș, cu Lica Gheorghiu Deș. Răsfătata momentului. Da, și erau prieteni, era un, cum să spun. Ce se vorbea? Era chiar o actriță bună sau era așa cu numele lui taică-su? Era frumoasă.
Da? Da, era o femeie frumoasă și, mă rog, talent. Nu pot să spun, maică mi-a spunea că nu era talentată. Asta. Bine, probabil că nu era talentată, dar era frumoasă, dădea bine în pe peliculă. Bun, și a făcut, regizorii și a făcut, se băteau că era fiul și, lui Deș. Exact, și regizorii se băteau că era fiica lui Deș și nu strica filmul. Mm-hmm. Adică nu-l distrugea. Putea să fie și o calitate, corect. Deci e o calitate, ceea ce nu distrugi și e în regulă. Dar Lica Gheorghiu, care a căzut în disgrația regimului după, la vreo 2-3 ani imediat după moartea lui Deș, chiar a fost, mă rog, a fost somată să predea tablouri. După instaurarea lui Ceaușescu, mă scuzați. Bișterii, ce mai luase ea. Da. A fost vânată. Se vorbea în epocă? Se vorbea. Care erau... Asta o știu de la maică mea. Curentele de opinie. Da. Mă rog, tot ce știți, da? Da. Tot ce știu și după aia nu mai știu nimic. Sunt total... Așa. Da. Că a intrat într-un cont de, să zicem, de represiune, de disgrație a noului cuplu. De altfel, eu am parcurs dialogul dintre Lavinia Beta și nepoata lui Gheorghiu Dej, deci fiica Licăi Gheorghiu, care a avut o viață absolut traumatizantă. Nu știu dacă ați citit. Nu, n-am citit, nu. În umbra unei mame psihotice și îi face un portret nu tocmai laudativ. Și moartea tatălui și-a pus amprenta asupra carierei Licăi Gheorghiu, vă dați seama. N-a mai fost starleta aproape hollywoodiană. N-a mai căutat-o nimeni. Mândra era, așa era, o chema. Da, exact, Mândra. Exact. Averea se dusese... Erau doi frați, Mândra și cu Ghiță. Uh-huh. Așa a avut o căsătorie nefericită. Da. Vreo două, de fapt. Și... De asta eram curios cum s-a derulat povestea Licăi pe mai departe după... Nu știți? Nu știu, nu, detaliile astea nu le mai știu. Dar nu ați fost amici? Nu... Am fost, ne-am intersectat de mai multe ori, dar vă dați seama că eram puștean, eram prea copil. Mă știu cu Ghiță, sau m-am știut cu Mândra și așa mai departe, dar n-am interferat, nu? Jean, treci în casă. Asta era... Și treceam în casă, că așa spunea mama. Da. Având o educație destul de spartană, destul de... Ne-ați zis, cu lampa. Destul de strictă, da, cu lampa, da. Mai am o curiozitate. Tata dumneavoastră, revenind la background-ul intelectual, doctorat la Sorbona, origini intelectuale în familie, repet, o carieră pe care nimeni nu o poate contesta. Cum Dumnezeu de-a făcut echipe cu niște... N-aș vrea să-i cataloghez, dar unul... Da. Gheorghiu Dej era electrician la bază. Da, mă rog, și... da, ce feris, da. Da, mă rog. Lucram, da. Da, și... Ceaușescu cizmar și te uitai la toată garnitura care în zona asta se învârteau. Și eu l-am meserii de bază. Da, și eu l-am suspicionat pe taică-miu, adică... și bănuiesc că și Tizmăneanu îl suspicionează pe taică-miu de oportunism. Mhm. Nu... Adică probabil că se simțea măgulit de faptul că îi domina... Nu e formularea cea mai corectă. El singurul intelectual printre aia simțea că domină cumva încăperea? Nu prea domină. Știți cum e? Pentru că dacă te pui la mintea prostului, nu mai ești nicăieri. Adică nu... Uh-huh. Acea vorbă renumită că mintea superioară domină mintea inferioară, nu e chiar așa. Mai ales dacă numărul proștilor e mai... Pentru că asta se întâmplă când, să zicem așa, este o conjunctură neutră. Mintea superioară domină mintea inferioară. A fost un oportunist tatăl dumneavoastră? Asta m-am întrebat și eu. Și nu pot să dau un răspuns. În principiu, nu. Bun, mi se poate reproșa că sunt fiul lui taică-miu și că nu pot, nu pot să-l fac oportunist. Dar bănuiesc că o anumită doză de oportunism a existat. Mai mult însă a existat o dorință de a își lăsa o amprentă a unei capacități pe care și-o recunoștea, pentru că taică-miu era conștient că este totuși un om de valoare, aș lăsa deci o amprentă asupra unei societăți în care a decis să trăiască.
Pentru că l-am întrebat la un moment dat, bă, tată, erai avocat, exact. Avea o anumită deschidere, avea un doctorat. Ce erai francez de origine, da, neamț, mă rog, francez, ce ai căutat în România? Puteai oricând, o luai pe mama de mână, sau eu știu, nu o luai pe mama de mână, nu mă nășteam eu, te duceai în Paris sau în Franța, puteai să-ți faci o carieră extraordinară. Zice, am crezut în marxism. Crezut... Franța și ea bătută de fiorul, da, marxist, din plin, adică, da, de comunism. Deci, odată ce a decis să trăiască într-o țară în care s-a și născut, de altfel, și să își ducă un anumit proiect, un anumit vis, o anumită convingere. Că ăștia sunt oameni, ăștia au fost oameni de convingeri mari. Și Deș, și taică-miu, și Ceaușescu. Da, da, corect. Și Ceaușescu, corect, până la urmă. Ăștia sunt farisei care sunt astăzi, care nu au convingeri, care se duc din stânga în dreapta, care, unde doctrinele politice nu mai au nicio valoare, tot aia este. Că-i, ce-mi e liberal, ce-mi e țărănist, ce-mi e PSD, ce-mi e UDMR-ul ăla, ăia sunt aia vor un lucru și... Sunt singurii consecvenți, cred. Ăia sunt singurii consecvenți, da, cu ale lor, dar ăștia au fost oameni de convingere, de dedicație, ceea ce e un lucru extraordinar. Noi pierdem, noi în istoria care nu mai citim și care nu mai știm, noi pierdem repere. Și ceea ce faceți dumneavoastră, trebuie să vă aduc o laudă, cum să spun, profundă, și ceea ce faceți dumneavoastră, prin aceste emisiuni care mă rog, istorii secrete sau istorii de viață, sunt, readuc repere prin povestirile care sunt reale, pentru că sunt reale, n-am avut niciun interes nici să mint, nici să înfloresc. Aduc din nou în discuție anumite repere. Bun, noi nu căutăm să fixăm repere, căutăm să aflăm niște lucruri. Până la urmă... Da, lucrurile astea care o dată, în momentul când le afli, realizezi că în spatele lor sunt niște repere. Sunt niște oameni care au trăit după anumite convingeri. Ori în momentul în care taică-miu a hotărât să lase o amprentă, să-și aducă o anumită contribuție, sună demagogic, dar așa sună, n-am cum să spun altfel. Da. Să-și aducă o anumită contribuție la, mă rog, propășirea, iarăși vorbesc limbaj de lemn, la propășirea unei, mă scuzați, mersi, unei civilizații în care s-a născut, a trăit, el a iubit poporul ăsta, avea prieteni, avea, cum să spun, anturajul lui, se simțea acasă. Cuvântul acasă, eu vă pot spune ce înseamnă să nu fie acasă, pentru că 30 de ani n-am fost acasă. Valoarea cuvântului a fi acasă, trebuie să-i întrebați pe ăștia, care, ăștia 6 milioane care trăiesc din sparanghel, șters la fund, babe sărace, după în, mă rog, sărace, amărâte, bai de mamă, după în Franța sau după în Italia, ăștia știu ce e aia acasă. Noi uităm, ăștia care trăim în România sau cei care trăiesc în România, pentru că eu am revenit aici de câțiva ani, definitiv, chit că sunt cetățean german, cuvântul acasă este un cuvânt magic. Oamenii uită că cuvântul a fi acasă este un cuvânt magic. E, taică mi-l știa. A trăit în România, s-a considerat acasă, a vrut să pună să vorbește acum cu jaloane. Nu, PNR-ul are o serie întreagă de jaloane de a fi. A avut un jalon. E, jalonul a fost acasă. Aș vrea să punem punct acestei ediții cu capitolul morții lui Dej. La fel, foarte multe legende. Bac ar fi fost iradiat. Tăi că mi-a fost convins. Da? Că a fost absolut convins că a fost iradiat. Acum, că a fost iradiat într-o vizită la Moscova sau că a fost iradiat într-o vizită în Polonia de o echipă rusească, eu cred că mai curând în Moscova. Da. Da, pentru că acolo erau, de altfel, și taică-miu, echipele care îl însoțeau, a avut multe vizite inoficiale la Moscova, de care nu s-a vorbit în presă, mergea totdeauna cu o echipă de experți, cu acele renumite contoare Geiger-Müller, care bipăiau și bârâiau dacă erau surse radioactive, și s-a găsit de câteva ori surse radioactive în camera, mă rog, în patul în care dormea taică-miu. Și fără să fie făcut scandal, pentru că aici nici nu poți să faci scandal. Dom'le, am găsit o sursă de poloniu sau am găsit o sursă de uraniu care bipăia. Unele din istorie este că ar fi primit o bucată de rocă
radioactivă de la ruși, care ar fi pus-o în spatele biroului și a stat cu ea un an de zile și aia l-ar fi iradiat. Da. Da, așa circulă o versiune. Este o tâmpenie totală, pentru că toate lucrurile astea erau măsurate de către echipele de tehnicieni, că bomba nucleară, să știe, radiațiile sunt de la Marie Curie, nu să, deci erau contoarele și toate astea erau verificate dacă sunt radioactive sau nu. Deci bun, da, acum lumea trebuie să înțeleagă, deci era în floarea vârstei, nu, în floarea puterii, că nu era neapărat floarea, era liderul suprem, da, al României. Deja începuse politica naționalistă în opoziție cu Moscova. Argumente în sensul iradierii erau, dar cum s-ar fi putut întâmpla? Adică și până la urmă, trebuie spus și asta, eram conjurat de cei mai buni medici, adică dacă n-au reușit cumva, că am citit tot felul de declarații, dar lui Pacepa acolo, luate cu multe cu semn întrebării, că nu știi cum au fost făcute, când, cum, ca și cărțile scrise și acuzele aruncate de aiurea, și povestește că i-ar fi zis în 65 s-a, da, s-a dus câteva luni înainte că m-au iradiat rușii. Taică mi-a fost convins. Asta era. Taică mi-a fost convins că acest cancer galopant, mă rog, și din ce au spus doctorii pe vremea respectivă, pentru că a vorbit în poziția în care era. Dar de ce spuneți galopant? Că asta se pupă cu ceva ce am citit în sensul cancerul că azi era bine și în câteva săptămâni s-a... Nu era chiar așa bine, erau simptomele erau mai de mult decât câteva luni înainte, dar oricum cancerul a evoluat super rapid și nu a avut practic nicio metodă de a fi stopat. De aia au spus, este un cancer indus, este un cancer datorat unei iradieri. Ăsta a fost argumentul. Acum, că a fost un cancer natural sau că nu, este o chestie complicată. Da. Nu se poate discuta, n-am discutat cu taică-miu treaba asta, nu mi-a spus, nu s-a făcut o anchetă, a fost cancerul ăsta, a murit și cu asta, mă rog, viața merge mai... Povestea funeraliilor, care a fost? O știți? V-a zis cum a fost organizată? Că bănesc că toată lumea a văzut imaginele faraonice cu străzile pline, cu București, da, inundat de... Oamenii l-au iubit pe Dej, așa cum... Nu știu, poate găsim câteva imagini pe... Da, așa cum a făcut el politica, aia care a făcut-o, n-au ținut cont crimele, care n-au ținut cont Foriș, n-au ținut cont de pușcăriași și, mă rog, politici, oameni băgați pe nedrept, canale și așa mai departe, n-au ținut cont, au ținut cont că începuse să se miște și România să fie scoasă cumva din evul mediu și băgată de sub culpana moscovită. Și de sub influența și dominația rusească, care pentru români și astăzi, de altfel, a fost deosebit de traumatizant. Mhm. Și cât privește funeraliile, organizarea, n-aveți o poveste? Nu, n-am discutat. Au fost funeralii, mă rog, excepționale, de excepție, atât. Și mai departe n-am discutat. Subiectul nu a fost reluat. Vedeți că o serie întreagă de subiecte pe care eu vi le povestesc acum, nu au fost povestite în momentul în care s-au întâmplat. Nu, bineînțeles. Și ulterior, pentru că încă o dată, în perioada în care tatăl meu a fost prim-ministru, eu eram între 10 ani, nu 61, între 11 ani și 24 de ani. Da. Toate aceste povești au fost reluate, sau mă rog, au fost povestite când aveam 25, 27, 30, 40 de ani, discutând cu taică meu amintiri și depănând și, mă rog, și eu maturizindu-mă, pentru că vrând nevrând, eu am fost totuși un băiat de bani gata. Da, asta s-a mai spus, e un statut pe care... Am mai spus-o, asta este, și m-am maturizat mai greu. A fost vreodată raportat la cele două regimuri, Dej, Ceaușescu, vreo întrebare pe care i-ați pus-o obsesiv în speranța că veți afla un răspuns și nu vă răspundea la aia? Adică ați simțit vreodată că v-a tăinuit unele lucruri? Nu. Nu? Nu, 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 nu. Am spus foarte cinstit, a fost foarte cinstit. În momentul în care a început să-l desconsidere pe Ceaușescu sau să aibă, cum să spun, critici, o critică masivă, fundamentală, atrage după sine și o anumită desconsiderație. Sigur. Asta e o chestie
inevitabilă. În momentul când a început să-l critique pe Ceaușescu și, mă rog, eu m-am dezis în fața microfoanelor din casă, că eu nu sunt de acord cu poziția lui taică-meu, îl critica peste tot și cu orice ocazie, încă o dată, fără să organizeze o dizidență activă, nici n-avea cu cine, pentru că dizidența aia activă a scrisorii celor șase este, după părerea mea, un fel de butaforie. Aia s-a întâmplat cu câteva luni de zile înainte de Revoluția din 89, s-a întâmplat în martie și s-au găsit, probabil că ideea a fost chiar a lui Brucan, e părerea mea personală, chiar a lui Brucan, a spus, băieți, trebuie să organizăm și l-a găsit pe Cornel Mănescu. Trebuie să aibă și România niște eroi. Da, trebuie să aibă și România niște eroi și o acțiune anti-Ceaușescu ca să nu izvorească Revoluția asta așa din nimic. Da. Și atunci au făcut acea scrisoare și... Nici nu i-au prezentat-o lui taică-meu, că l-am întrebat, tată, ai fi semnat, domne, scrisoarea asta? Zice, nu, domne, n-aș fi semnat-o. Pentru că nu aducea absolut nimic. Bun, și după moartea lui Dej începe lupta pentru putere și începe proiectul Ceaușescu în viziunea tatălui dumneavoastră, care a și reușit în plan personal, nu și în plan național, din nefericire, se deschidea, deși la început a apărut o lumină, o rază de speranță, o rază de soare, s-a terminat tot într-un întuneric și păta de sânge. Dar despre capitolul ăsta data viitoare. Vă mulțumesc!